Bună seara, bun găsit la emisiunea Vocii Iașului. Vă invit la o discuție despre Spital Regional de Urgențe, un proiect despre care se vorbește în regiunea noastră cel puțin din 2004 la nivel public sau ca o promisiune pentru viitor. Suntem în aceeași situație și acum. Vestea de săptămâna trecută este aceea că Ministrul Sănătății a anunțat prin finanțare europeană, prin acordul de parteneriat România și Uniunea Europeană pentru 2014-2020, vor exista fonduri și se vor construi în România 3 spitale regionale din aceste fonduri, aproximativ 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană. Discuția este mai veche, spuneam, au fost suficiente promisiuni ale mai multor miniștri ai sănătății de-a lungul timpului, cel puțin din 2007-2008 încoace. S-a discutat multă vreme și asupra locației acestui spital de urgențe. Vom atinge mai multe astfel de subiecte în discuția pe care o purtăm în această seară împreună cu unul dintre cei mai buni cunoscători ai sistemului sanitar din România. Este vorba despre domnul Vasile Sărestoaie, președinte al Colegiului Medicilor din România. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine ați revenit la Vocile Iașului. Ne blocăm din nou într-o discuție despre locație, pentru că dacă privim puțin istoria acestui proiect, au fost discuții despre amplasament, s-a ajuns la concluzia că în zona antibiotice nu se poate face pentru că cei din minister au spus că pânza freatică este prea la suprafață și s-au decis asupra unui teren de la Valea Ursului. Iar acum primarul Gheorghe Nichita spunea că se constituie o comisie de lucru astfel încât să se facă urgent, să se ia o decizie asupra locației. Deci, practic, se dorește schimbarea acestei locații. Se întârzie? Deci, în primul rând, ca s-a vorbit din 2004, eu știu că prima dată când s-a vorbit a fost în 1996 și tot s-a vorbit în fiecare campanie electorală, dacă vă uitați, spitalul de urgență. Inclusiv cea pentru europarlamentari. La toate au fost o asemenea discuții. Noi trebuie să înțelegem că acum este un moment decisiv, pentru că dacă până acum s-a discutat și la un moment dat, după cum bine știți, noi chiar am dorit, am văzut, să spunem, era lehamite cât s-a discutat și atunci am spus facem un consorțiu la care universitatea să fie, să spunem, pilon și să-l finanțăm. Asta a trezit o serie de orgoli, am auzit că unii consilieri au spus că nu se poate, se poate, dar am înțeles că este și normal decât să folosești banii tăi și alți bani din privat să folosești fondurile europene. Ori acum este prima dată când o certitudine există. Există semnat acest parteneriat. Există 1 miliard de euro, aproape 1 miliard, 900 și ceva de milioane de euro care sunt puse la dispoziție pentru astfel de proiecte. Și nu în ultimul rând, Iașul este pe primul loc ca prioritate și oportunitate fixată de Ministerul Sănătății. Deci urmează celelalte, dar Iașul este pe primul loc. Craiova dar și Cluj-Napoca sunt celelalte. Dar atenție! Banii ăștia nu vin să-i gestionăm. Banii ăștia trebuie să fie atrași pe baza unui proiect. Deci trebuie să facem acest proiect și trebuie să-l facem cât mai repede dacă vrem ca acest spital să deschidă cât mai repede. Ori un proiect impune studii de fezabilitate, o viziune în ceea ce privește acest spital, ce vrea el să fie, cum să fie și o dimensiune și o viziune asupra dimensiunile acestui spital. Pentru că pentru zona Moldovei, un spital regional, nu mă refer județean, municipal, un spital regional de urgență trebuie să fie un spital între 1600 și 1800 de paturi. Aceste paturi vor scădea în altă parte, pentru că știți că există un plan național a numărului de paturi pentru care reducere. La care noi l-am negociat cu Fondul Monetar și cu ceilalți finanțatori și atunci aceste paturi trebuie să fie reduse din altă parte. Și atunci avem trei dificultăți pe care eu sunt convins că o să le trecem. Avem trei dificultăți. Unu, locația. Deci un asemenea spital aduce niște venituri prin impozite, pe salarii, etc., aduce niște venituri primăriei de care aparține terenul.
Și atunci, nu trebuie să ne blocăm, pentru că ceea ce, de exemplu, primăria Iași va câștiga adiacent, nu acolo. Deci trebuie să găsim un spațiu care să fie de minimum 14 hectare în care să putem să construim un asemenea spital. Eu am văzut un asemenea spital în Taiwan de 1800 de paturi care avea alocat 49 de hectare și tot era cum trebuie, dar nu aveai spațiu excedentar. Pentru că de, 4 ori de 4 ori mai mult decât s-a vorbit la noi, da. Dar 12, 13. Da, era ridicat, bun, avea deci 9 etaje, s-ar putea ca aici să mai creștem în înălțime, nu știu, dar în primul rând, deci nu putem să-l înghesuim. Apoi, trebuie să existe un anumit raport între construcția propriu-zisă și dotările propriu-zise. Că dacă cheltuim toți banii cu construcția, nu mai ai dotările. Și nu în ultimul rând, trebuie o politică, început de acum, o politică în ceea ce privește personalul care va lucra în acel spital. Pentru că, atenție, criza principală în sănătate, dincolo, subfinanțare, etc., este criza de personal calificat. Haideți să le luăm, da, pe rând. Spuneam cu din 2006, pentru că atunci fostul ministru al sănătății, mai a ajuns încă o dată între timp, Eugen Nicolescu, vorbea sau promitea construirea acestui spital regional de urgențe și în total anunța ridicarea a 8 spitale regionale în toată și țara. Și 32 de spitale județiene. Deci n-am crezut niciodată în acel proiect. Domnul ministru Nicolaescu, știi, am și spus-o, n-am făcut, m-aș fi bucurat să poată să fie realizat, dar nu am crezut niciodată, pentru că, unu, era supradimensionat acest proiect pentru nevoile României și, al doilea, finanțarea. Păi, o asemenea proiect trebuia minimum 5-6 miliarde de euro. În 2008, pe timpul ministrului sănătății Ion Bazac, deja se discuta de construirea 15 spitale regionale. Eu dau aceste amănunte din trecut ca să ne facem o idee, da, foarte clară asupra dificultăților care ne pasc acum, mai ales pentru că vrem să schimbăm locația. De aceea întreb, spuneați despre 14 hectare, da, dacă ori primăria de la Iași, să spunem, dorește să modifice locația care este deja la Ministerul Sănătății, aceea a terenului de la Valea Ursului, dat de primăria Miroslava în cursul anului 2012. Dacă dorește schimbarea, atunci ar trebui ori să existe un teren, deci un teren, ori să existe exproprieri, ori să se facă studii de fezabilitate, deci, și așa mai departe. Problema este, dacă se oferă acolo un teren de 12-14 hectare, dar nu sub acest acolo, deci nu este nicio problemă, că nimeni acolo, deci se poate construi, se poate face un spital regional de urgență, care, atenție, noi nu-l facem pentru anii 1900-2000 sau acolo, deci noi îl facem pentru anii 2015 și de aici înainte, pentru că o asemenea investiție nu ți-o poți permite decât o dată într-un secol sau o dată la două secole și atunci trebuie să fie o investiție făcută cu cap. Nu este nicio problemă, dar eu sunt convins că toate aceste discuții acolo la masă se vor negocia și se va pune în balanță avantaje și dezavantaje și dezavantajul major care este să pierdem acest spital, indiferent pentru că da, există un asemenea risc? Există. Pentru că, atenție, deci acest proiect este pe un agrement care a fost direct cu Uniunea Europeană. Acest proiect va fi trimis acolo. Deci în momentul în care noi putem să spunem că vrem să-l facem pe un hectar, dar pentru un hectar trebuie să pătrundem în subsol, să ajungem să facem nu știu câte subteran și deasupra suprateran. Dar el poate să nu fie acceptat, încât noi trebuie să maximalizăm absolut toate șansele în așa fel încât să-l obținem. Avem, deci, susținere politică, este foarte clar. Așa. Avem finanțarea, totul depinde de noi să scriem un proiect așa cum trebuie și să venim cu un proiect de spital regional de urgență. Atenție, și aici există un anumit specific. Nu este orice fel de spital, pentru că există acuți, subacuți și cronici. Deci noi îl facem ca spital regional de urgență. Unu, trebuie să cuprindă absolut toate specialitățile medicale.
Doi, trebuie să aibă asemenea aparatură încât se rezolve toate cazurile de urgență, pentru că mai departe de aici n-ai unde să-l trimiți decât în străinătate și nici acolo, dacă ești bine dotat și ai cadre specializate, nu poate să-i facă mai mult. Și în același timp trebuie să vedem și calea de acces. Deci trebuie, pentru că nu vom deservi, dacă ar fi orașul Iași, județul Iași, este o problemă, dar vom deservi toate județele, toată regiunea, și atunci este și normal că trebuie să vină, să fie o cale de acces la care să se ajungă cu ușurință, să se evite blocajele din circulații care sunt în diferite orașe mari. Și de ce nu poate în niciun caz să fie pus în mijlocul orașului? Știți că doctorul Cihodaru, tot timpul unde era Iro, acolo vrea spital regional de urgență. E o chestiune la mintea cocoșului, că nu face altceva decât să îngreunezi circulația, să ai blocaje și să nu asiguri asistența de urgență în timp util. Banii pentru construcția spitalelor regionale de urgență ar fi venit de la credite ale Ministerului de Finanțe către Ministerul Sănătății în perioada Ministrului Sănătății Ion Bazac în 2008. Ulterior, investiția calculată atunci la 220 de milioane de euro. Cei de la Ministerul Sănătății au vorbit despre lipsa resurselor financiare și au vorbit apoi despre fonduri de la Banca Mondială, cu un împrumut care ar fi fost deja contractat după anumite declarații, și exista și o firmă care câștigase pentru execuția spitalului, câștigase efectiv o lucrare de execuție a unui spital care nu este nici astăzi ridicat. Da, în primul rând, deci nu s-a ajuns la acord cu Banca Mondială, s-a vândut pielea ursului din pădure. Pentru că în cele din urmă, pe acest program național de paduri, Banca Mondială a fost unul din actorii care au cerut reducerea numărului de paduri. Când s-a spus că se face spitalul regional de urgență, s-a spus nu, deci noi vrem să o luăm de la zero, rămân celelalte paturi și mai adăugăm aceste paturi. Deși s-a discutat la început că se fie de 800 de paturi, ceea ce nu rezolva nicio problemă și chiar problema aceasta între 800 și 1000. Între 800 și 1000. Exact, majoritatea discuției. Deci și acum discuția încă nu s-a terminat, dar opinia noastră, a celor care avem o leacă de expertiză în domeniu, spunem că nu are niciun rost, pentru că este un spital, nu este un spital județean, nu este un spital municipal, este spitalul regional de urgență. Și atunci, pentru a acoperi toată regiunea, 1800 de paturi este numărul optic. Mai mult ar fi o leacă de risipă, mai puțin ar trebui să renunțăm la unele specialități și specializări și nu am putea să acoperim toate urgențele integral, ci doar cele majore. Nu, dar de exemplu, dacă eu n-am acolo secții de neurochirurgie care să fie dotată, urgențele de neurochirurgie se vor duce în continuare la neurochirurgie. Ori vedeți că ceea ce este pentru, mai ales pentru urgența majoră, este că acel pacient este politraumatizat. Iar în acest moment, chiar și dacă nu s-a acutizat, să spunem, și este o urgență pe o anumită patologie cronică, pacientul nu mai prezintă o singură patologie. Pacientul cronic prezintă cel puțin două sau trei patologii. Pentru că are și cu inima, o mai are și cu ficatul, și atunci trebuie să ai la dispoziție, deci, toate structurile într-un anumit spital. Locația este, spuneam, un lucru pe care a fost o dispută. Nu va fi dispută, a specialiștilor din sănătate. Disputa a fost mai curând în zona politicienilor. Da, dar și aici, deci, cum se cheamă... Iarăși mă întorc la istoric. Politicienii au mutat și au schimbat de câteva ori locația Spitalului Regional de Urgențe, Moara de Vânt, Lețcani, Șesbach, Lui, Dancu, Cug, chiar în spatele fabricii antibiotice, Valea Ursului, iar acum ne gândim la o altă locație. Deci e un șir întreg de... Da, dar cum se cheamă, de fiecare dată aceste decizii s-au luat
consultându-se un anumit segment, inclusiv din domeniul medical, pe expertiză. Adică cine e cu noi și nu întotdeauna segmentul medical avea și expertiză în ceea ce privește organizarea medicală. Putea să fie cel mai mare specialist într-un domeniu, dar nu avea o viziune. Și dacă era un specialist care era la PNL, venea cu o anumită proiecție, unul care era la PSD venea cu altă poziție. Ori acum discuțiile vor fi chiar cu cei care au expertiză în domeniul sănătății publice și a organizării sanitare. Acum e la modă management sanitar, dar așadar, deci eu prefer să spun sănătate publică și organizare sanitară. Și în același timp și cei politicieni care discută acum nu mai sunt politicieni care au fost acum câțiva ani. Au aplicat la proiecte europene, au văzut ce înseamnă proiectele europene, au văzut care sunt oportunitățile, încât încet, încet au crescut și ei, cum am crescut și noi ceilalți. Și atunci, chiar dacă fiecare va avea un interes, și este și normal și un interes legitim, pentru că se gândește la comunitatea pe care, la, acolo pe care o reprezintă, chiar se va ajunge la un compromis în așa fel încât, în privința alocației, sunt convins că dacă se reia discuția, ea va fi foarte repede și va fi rezolvată. Va fi scurtă și va fi rezolvată ținând cont, pentru că nimeni nu este absurd. Nici unul sunt absurd că musai trebuie să facă la unde s-a stabilit. Dacă se găsește o altă locație care este în altă zonă și care este la fel de accesibilă, nu necesită cheltuieli suplimentare sau prelungiri, de sau prelungiri pe... Aici practic este probabil da. Îngrijorarea. Nu, dar locația dacă o stabilești, pe urmă pașii sunt aceiași. Deci problema este să stabilești repede locația ca să poți să ajungi la o astfel de decizie. Un ultim detaliu de istorie recentă în legătură cu Spitalul Regional de Urgență. În martie 2011, ministrul sănătății de atunci, Ceche Attila, vorbea despre aprobarea de principiu de la guvern pentru 6 astfel de unități, 6 spitale regionale de urgență în țară și estima că în 14-16 luni vor începe construcțiile, fondurile fiind asigurate pentru un parteneriat public-privat. Da, a fost, dacă rămânea ministrul Attila Ceche, deci s-ar fi putut ajunge la o asemenea soluție, dar repet, atunci când se discutau de spitale regionale de urgență care aveau 800 până la 1000 de paturi. De ce aș fi spus că și de aceea s-a renunțat la un număr mai mare și s-a trecut la un număr mai mic, adică 3 spitale în toată țara, deci 3 Iași, spitale care vor Craiova fi, și Cluj, care sunt, deci s-au luat în ordinea priorităților și atunci care vor fi finanțate pe fonduri europene. Parteneriatul public-privat nu trebuie să fie exclus. Atunci, în momentul în care nu erau la dispoziție aceste fonduri pe sănătate, după cum bine știți, și noi vrem să facem un parteneriat public-privat. În momentul în care am spus că vom construi acest spital, era deja o discuție cu mai multe grupuri de privat să facem acest parteneriat și, bineînțeles, și cu consiliile județene ca să putem să era discuția de cât să plătim la un intermediar să tragem direct creditul de la bancă, dar e și normal că ne-am bucurat că au venit banii aceștia pentru că putem să folosim banii în alte scopuri. Deci, pe scurt, dumneavoastră spuneți că ne îndreptăm spre construcția spitalului sau sunt acele două lucruri care s-au rezolvat. Deci, unul este locația sau se rezolvă foarte ușor și sursa de finanțare. Da, care sursa până acum am văzut câte... Sursa de finanțare există, deci noi, deci avem experiență și chiar expertiză și primăria Iași și universitatea au experiență pe proiecte europene, știm să scriem un proiect încât să fie foarte bun. Pe noi ca universitate ne interesează în mod direct, deci
acest spital regional de urgență. Pentru că noi, în momentul de față, suntem încorsetați și chiar putem spune suntem sufocați. Din moment ce chiar ați propus să finanțați sau să vă ocupați că, de universitatea să se ocupe de construcția spitalului pentru vedeți, un numărul de studenți, noi nu mai putem, avem un număr limitat, dar oricum a crescut peste capacitatea, să spunem, spitalelor de a obține. De aceea încercăm să trimitem rezidenții în toată Moldova ca să mai decongestionăm. Avem o presiune enormă de la studenții străini. În acest an am avut deci 820 de solicitări pe 300 de locuri de la numai de la Facultatea de Medicină. Urește aduc deci într-o la 1 pentru facultate, că taxa este de 5.000 de euro și te doare inima când noi primești și trimiți acasă, pe de altă parte aduc în oraș. Gândiți-vă, am făcut un calcul, studenții noștri străini aduc și universitatea, aduc în bugetul Iașului 100 de milioane de euro pe an. Asta e un calcul minim făcut, cu tot ce consumă, cu toate taxele care le plătesc, etc. Dacă avem spital regional de urgență, putem crește numărul lor și vin alți bani, încă de aia spuneam, și pe surse indirect poate să câștige și primăria Iași. Domnule profesor, un spital regional de urgență care să ajungă la 2000 de paturi presupune un număr considerabil de medici, de infirmiere, de asistenți și așa mai departe. Care este situația în această... se poate acoperi în această zonă? Deci dacă începe spitalul regional de urgență, sunt specialități care le avem acoperite, dar sunt specialități la care va trebui să creăm un plan ca să formăm oameni și care să și rămână aici. Aici este esențialul, pentru că deformatii formezi de pleacă. Uitați-vă la Institutul Regional de Oncologie, dacă îți pleacă un om la radioterapie, s-a închis toată secția pentru că nu are cum să acopere continuitatea sau să diminuează foarte mult activitatea. Da, sunt aparate ultra-performante la care știu foarte puțin să lucreze și dacă au plecat în străinătate... Poate să fie și aparate mai puțin performante, n-ai specialist. Eu mă uitam că Ministerul Sănătății a început acum un program prin care a spus că face radioterapie, un program ambițios, care este și finanțat și va face radioterapie în fiecare centru județean, dotările sunt ultramoderne, dar atenție, în toată România există în acest moment 38 de radioterapeuți. 38. Și am întrebat pe ministru de unde îi va crea. Și atunci, dacă nu se iau anumite măsuri pentru a stabiliza deci medicii și pentru a diminua migrația, în condițiile astea vom avea o mare problemă, pentru că este problema de personal. Încă Iașu, ce se întâmplă? Iașu absoarbe, vin din celelalte județe. În celelalte județe, deci deja începe deșertificare, ca un deșert pe anumite specialități, că vin aici. Dar și Iașu, deci are dificultăți pe anumite specialități și pe anumite direcții, încât e o problemă. Dacă deci problema cu spitalul regional de urgență nu mai este la locație, nu mai este la finanțare, dar este la personal calificat. Deci noi avem câteva proiecte, dacă se dă drumul, avem câteva proiecte în așa fel încât să formăm specialiști, pentru că și universitatea are nevoie de acești specialiști. Este și normal. Și atunci o să propunem să trimitem, deci dacă în momentul în care s-a aprobat finanțarea, să trimitem de acum în diferite centre din străinătate o serie de oameni tineri pe care universitatea să le suporte toate cheltuielile, va fi un efort financiar, dar merită să-l facem și să le punem în condiția că după ce termină acea specializare, pentru că noi am plătit totul, măcar 4-5 ani de zile să vină să-și desfășoare activitatea. Odată plecați acolo, la rândul lor când vor veni, vor forma pe ceilalți. Pentru că vă spuneam că avem acum un proiect până pe 15 septembrie, o să-l și depunem, să formăm specialiști în chirurgie cardiovasculară pediatrică. Pentru că pe generală avem, pe pediatrică. Și atunci o să facem în așa fel încât într-un an jumate să creăm,
să spunem, 10-15 specialiști și dacă o să plece din ei, tot o să ne mai rămână 5 specialiști care vor putea să acopere o secție de chirurgie pediatrică. Am pus numărul mai mare pentru că am pus, este o realitate, în acest moment, la condițiile pe care le asigură statul român pentru medici și mai ales la presiunea care o pune pe medici și toate organismele de forță, așa a zis doamna Chiovești și a zis că ea dacă vrea arestează toți medicii. În aceste condiții, deci medicii pleacă. Deci pleacă, mai ales cei care au o anumită mobilitate, au o anumită aplicabilitate, cererea în străinătate este groaznică. Cum s-ar putea rezolva această problemă? Noi avem, deci, aceste probleme se pot rezolva. Unu, deci, repunerea ordonanței 2 care a respins-o președintele Băsescu, tocmai pentru capitolul cu medicii, deci repunerea de urgență și aprobarea ei și atunci președintele nu mai are ce face, trebuie să o semneze. Al doilea rând, creșterea veniturilor medicilor prin proiectul de lege care deocamdată de cel este gata de o lună, de două luni de zile, dar încă văd că ministerul nu l-a pus în dezbatere publică, care există o serie de modalități prin care să crească veniturile medicilor și punctul al treilea, legea malpraxisului, care iarăși s-a discutat, cred că eu de 2 ani de zile o știu pe de rost, care tot așa a fost supusă dezbaterii publice. Dar n-a mai intrat în guvern. Ea stă și n-a intrat în guvern. Astea sunt trei măsuri care nu cer bani în plus. Bineînțeles că o să trebuiască și pe acei bani în plus, dar măcar aceste trei poate să diminuie acest exod al medicilor, pentru că unii, foarte mulți, nu vor să plece, dar sunt obligați să plece. Vreau să vă întreb și despre legea sănătății. Ați făcut referire la această ordonanță, sigur, care ar trebui, între altele, să rezolve puțin din, sau să îmbunătățească, să înceapă îmbunătățirea, să spun, situației medicilor în România. Colegii mei de la București au făcut un calcul. Legea sănătății, care era menită, cea din 2006, da. Legea sănătății era menită să reformeze sistemul medical. În schimb, a suportat peste 1300 de amendamente, completări, modificări, ceea ce înseamnă o modificare la 2 zile, timp de 8 ani. Deci, gândiți-vă că astea sunt modificările care sunt majore, dar există legislație subsecventă, că fie de aici s-au creat o serie de organisme. Deci, în acest moment s-a dovedit că așa zisa legea a reformei în sănătate a fost un eșec. Și dacă vă aduceți aminte, noi, Colegiul Medicilor, de atunci am protestat și n-am fost de acord și am exact lucrurile care le-am spus s-au întâmplat. Ne pare rău. Deci, dacă preferam să greșim. Ori, în acest moment, vreau să vă spun că nimeni, de la manager până la ultimul medic, în sistemul sanitar, nu mai știe cum arată legea. Și atunci, oricând, se creează o iatrogenie juridică, oricând poți să le iei, fiindcă a încălcat legea. Pentru că el știa într-un fel, dar legea s-a schimbat, s-a modificat. Aceste modificări, știți cum apar acolo, spune, articolul 31 litera B. Se modifică sau se abrogă sau nu știu ce. Se rea numerotarea și tu, în momentul în care te uiți, vezi că numai ce s-a abrogat, dar nu vezi că, de fapt, de aceste articole sunt altele. Și, deci, orice inspecție, dacă ați văzut, totdeauna când vine într-un spital, a găsit ceva care este în neregulă. Când se duce la un medic, a găsit ceva care este în neregulă. Deci, medicii sunt vulnerabili, dar și managerii de spital și, de ce nu, chiar și instituțiile care au spitali, consiliile județene, consiliile locale, sunt tot timpul în culpă, pentru că deci n-am văzut pe cineva care să poată să respecte această lege cap-coadă. Am ajuns la finalul discuției noastre. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru prezența și discuția de la Vocile Iașului. Luăm o scurtă pauză, revenim la Vocile Iașului cu o discuție despre ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în continuare în Consiliul Județean de la Iași, împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean, Alina Ivănoaie.
Am revenit la Vocile Iașului. Orgoliile politice au prioritate în fața proiectelor pentru dezvoltarea comunităților. O demonstrează consilierii județeni din Iași, care au organizat două ședințe, una pentru fiecare tabără politică, pentru a aproba un proiect prin care trebuie împărțiți 36 de milioane de lei între cele 93 de comune din județ. Dacă la prima dintre aceste ședințe nu a fost un quorum, la cea de-a doua nu a fost aprobată varianta inițială, ci cea propusă de partidul care are majoritate în Consiliul Județean. Urmărim un scurt material pe această temă și revenim la Vocile Iași. Doar 7 din cei 36 de consilieri județeni au venit la prima ședință convocată de președintele instituției, Cristiana Domniței, iar întâlnirea nu a avut mai mult de 2 minute. Nu avem majoritate, deci nici vot, nici quorum de ședință, astfel încât cu tristețe sunt nevoit să observ blocajul pe care PSD în continuare îl aplică proiectelor Iașului. Proiectul care prevede împărțirea unor bani de la stat între comunele și orașele din județul Iași era blocat de săptămâna trecută, când consilierii PSD au părăsit sala în mijlocul ședinței pe motiv că președintele instituției, Cristiana Domniței, are un comportament nedemocratic. Cumva acest lucru trebuie să înceteze, pentru că cei care pierd la final nu sunt consilieri județeni sau eu. Cei care pierd la final sunt ieșenii înșiși. A doua ședință a fost cu noroc pentru primare din județul Iași, deoarece aproape toți consilierii au fost prezenți și proiectul a trecut de plenul Consiliului Județean, nu însă fără dispute între reprezentanții puterii și cei ai opoziției. Cum ați putut veni la 3, puteți veni și la ora 10, pentru că legea vă permite tuturor să veniți la ședință. Chiar au venit din altă localitate la această ședință. Faptul că au organizat două ședințe cu aceeași ordine de zi nu li s-a părut consilierilor unul anormal. Una dimineață, când domnul președinte nu a putut asigura nici măcar prezența consilierilor PDL și PNL la ședința de consiliu, în contrapartidă cu convocarea pe care am făcut-o noi la ora 15:30 și prin care am asigurat prezența aproape întregului consiliu. De pierdut din această dispută politică au comunele din Iași, care pe lângă faptul că primesc bani puțin pentru a-și plăti datoriile, îi primesc și cu întârziere. Avem mare rate, cam vreo 700 de mii de lei. Deci dacă am primit 280 de mii, am primit undeva la 40%. Cu o întârziere de o săptămână au primit votul consilierilor județeni și proiectele legate de cheltuielile pentru aeroport și de întreținerea drumurilor județene până la finalul anului. Am urmărit un material realizat de colegii de la Departamentul Știri despre ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul Județean cu cele două ședințe sau convocarea două ședințe pentru ore diferite de către fiecare tabără politică. Discutăm în această seară la Vocile Iașului împreună cu vicepreședintele Consiliului Județean, domnul Alina Ivonoai. Bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Și dumneavoastră, practic, sunteți într-un alt partid, nici în PSD, nici în PNL. Sunteți președintele Partidului Poporului Dan Diaconescu. Sunteți cumva și la mijloc, dar în același timp aveți o alianță, să-i spunem, un acord politic cu PSD. Da. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce s-a întâmplat astăzi? De ce au fost două ședințe? Despre orgolii, o să vă spun la final, nu neapărat la finalul emisiunii, ci la finalul ideii, poate. După cum bine știți, în ședința de săptămâna trecută, ea s-a întrerupt pe anumite considerente, existând niște dispute atât verbale cât la un moment dat se duceau și într-o zonă de juridic, datorită faptului că la un proiect s-a insistat nominalizarea consilierilor județeni în condițiile în care nu s-a acceptat votul nominal. La final s-a convocat de către președintele Cristiana Domniței ședință extraordinară, verbal, luni la ora 10. Pentru data de astăzi. Fără a consulta, și atenție, fără a consulta colegii din plen, consilierii județeni. După cum ați văzut și la ședința de dimineață, nici măcar consilierii PNL toți, dar mai ales ceilalți din Alianța PDL, nu au putut participa. Fapt care noi, în Alianță, vineri, consultând și colegii noștri și o parte din colegii din celelalte tabere, am făcut propunerea ca această ședință să aibă loc la orele 15:30, oră la care pot participa și asigura un quorum consilierii județeni.
De aici a existat, o explicație. Președintele Consiliului Județean urma să plece la un forum în Polonia după amiaza acestei zile, motiv pentru care a fixat-o dimineața. A trimis un comunicat. Nu cred că este un motiv. Am văzut comunicatul și chiar anumite exprimări de acolo mi se par destul de puierile pentru pentru cel care îl semnează, că nu îl semnează președintele Consiliului Județean. Bun, revenind, a motivat că ora trebuia să plece. Marea majoritate a consilierilor nu cunosc agenda președintelui Consiliului Județean. Dumnealui putea foarte simplu să înțeleagă și să mandateze sau să delege pe unul dintre vicepreședinți să conducă ședința. Sau, de vineri, când s-a depus proiectul de către noua majoritate, puteau să aibă loc niște discuții prin care să fim anunțați și să cădem de comun acord asupra unei ore. Aici ajung în zona de orgolii. Orgoliile sunt altele, nu cele prezentate. Și chiar nu și-au rostul pentru că, dați-mi voie să menționez, chiar sunt afectați cetățenii județului Iași de niște orgolii, dar nu a majorității din Consiliul Județean. Să știți că din afară se vede că toată lumea e orgolioasă. Bun. Altfel nu s-ar ajunge, cineva ar ceda. Nu s-ar ajunge direct la astfel de conflicte, sigur, instituționale până la urmă sunt, procedurale chiar. Bun, poate s-a dat o oarecare amploare acestui eveniment, dar eu n-aș merge foarte mult pe conflicte instituționale. V-am explicat firul exact al situației, după cum bine repet, ați avut și dumneavoastră dovada, consilieri din Alianța Dreptei nu au putut participa. Dimineața. Lunea dimineața sunt foarte mulți care se întorc plecați în localitate. Unii dintre colegi lucrează, nu au putut să se învoiască, au beneficiat de o clemență de la ora 15. Dacă ar fi să intrăm, să spunem așa, în pielea unui liberal, întrebarea ar suna așa: bun, dacă suntem luni dimineața ocupați, de ce am plecat de la ședința de săptămâna trecută? De ce s-au retras din sală, repet, cele două partide? S-a tras atenția de două ori, nu știu dacă ați participat, dacă aveți imagini de la acea ședință, la unul dintre proiecte, așa cum v-am spus, s-a încercat nominalizarea sub o presiune, ca să nu zic amenințare, că cei nominalizați sau cei care votează împotrivă sau se abțin, vor fi trași sau vor avea parte de o reclamație în civil sau penal. Ori, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean, a plenului, menționează clar formele de vot. S-a trecut în primă fază, la un moment dat s-a promovat ideea... Ați vrut, nu neapărat dumneavoastră personal, majoritatea a vrut vot secret. Este vorba despre faptul că Consiliul Județean trebuia să... Vot deschis s-a solicitat. Deci avem vot nominal prin care știți cum se strigă catalogul a Ivanoaiei. Da, împotrivă, abținere și să trecem mai departe. La fiecare. Votul secret și votul liber, care îl vedeți zi de zi în votul deschis. Exact. S-a mers pe votul deschis. Ca fiecare consilier să-și asume să ridice mână. Da? În condițiile, repet, în care prima dată s-a menționat și s-a propus plenului dacă se acceptă votul nominal, nu s-a aprobat și s-a trecut la votul deschis. Ori nu poți forța mâna și pune o presiune pe consilierii județeni amenințându-i cumva în ghilimele că vor exista plângeri penale. Nu, votul a fost deschis, sunt imagini video, sunt stenogramele. De aici ni s-a părut puțin o ieșire din actul democratic a președintelui Consiliului Județean, fapt pentru care am fost nevoiți să suspendăm ședința, să ne ridicăm și A fost și un lucru, să spunem așa, ca o premieră. E poate pentru prima dată când majoritatea părăsește o ședință. De obicei părăsește o ședință, nu știu, grupul minoritar sau cei aflat în minoritate. Da, e adevărat, e o premieră în mandatul actual. Acum nu știu dacă în mandatele trecute
s-au mai întâmplat astfel de evenimente. Dar, repet, această stare, această reacție, credeți are că un faptul argument că la bază. Au adus în președintele Consiliului Județean, de la acea ședință, credeți că pentru faptul că au adus în discuție legislația și s-a dat un concurs, cineva a câștigat concursul și Consiliul trebuia doar să ia act până vedeți, la urmă noastră, de, pe baza acestui concurs? Proiect au existat tot felul de întrebări puse de către consilierii din cadrul atât a majorității cât și ceilalți. Întrebări la care unele răspunsuri au fost destul de superficiale. Tocmai de aceea, graba și neașteptarea răspunsurilor pe care le solicitau mulți dintre consilieri a dus la acest mic incident, să-l numesc, sau mică, o situație unică până la momentul actual. Dar ea a fost remediată urgent pentru a nu periclita sub nicio formă celelalte proiecte care au rămas neabordate pe ordinea de zi, inclusiv cel legat cu redistribuirea cotelor defalcate, da, care în primă fază nu a trecut înaintea părăsirii. Da, în ședința de joi el nu a trecut, datorită faptului că n-a existat o majoritate care să voteze. Exact. Una dintre variante, fapt pentru care noi am considerat că e imperios necesar să demarăm cât mai repede o ședință extraordinară la care să existe cvorum și aici vreau să subliniez de asta cele întâmplate din ziua de azi, pentru a putea debloca această situație și a nu ajunge într-o situație mai gravă din punct de vedere al Ministerului Finanțelor și a unităților administrativ-teritoriale ale județului Iași. Vreau să vă întreb, pentru că, să spunem, această decizie asupra modului de împărțire a acestor bani pare oarecum desprinsă din cazurile clasice asupra unor subiecte pe care se fac dezbateri clare. Dar aici lupta din Consiliu, dezbaterea pare dusă pe procedură, pe vedeți, dumneavoastră, formula propusă de către aliații, partenerii noștri PSD, este cea care funcționează de 12 ani. Este o formulă care de 12 ani funcționează și primarii nu au reacționat. Astăzi, prin propunerea de împărțire... Foarte pe scurt, dacă îmi dați voie, numai puțin. Propunerea celor de la Partidul Național Liberal sau președintelui Consiliului Județean este prezentată în felul următor. Dacă împărțim banii așa cum spunem noi, cum propunem noi, atunci comunele vor primi mai mulți bani decât până acum, orașele oricum au bani. Aici a existat un calcul făcut de către unul dintre colegi prin care arăta clar că unele comune liberale primeau mai mulți bani. Ori formula veche era o formulă transparentă prin care toate unitățile primeau în raport de numărul de locuitori și suprafață, 40-60. Ori acum, cu propunerea de 10% număr de locuitori și 90% suprafață, eu vă dau un simplu exemplu. La nivelul municipiului Iași, unde sunt convins că mulți dintre locuitorii unităților administrativ-teritoriale comunilor din județul Iași locuiesc și în municipiu, erau viciați. Sunt 400.000 de oameni în municipiu și nu se primea niciun ban la municipiul Iași. E adevărat. Poate... Ei vor spune că orașele toate au primari de la PSD și atunci de aceea s-a iscat acest... Totodată vă dau un exemplu și de comune... Care merita mai multă dezbatere decât... Comune care acest raport, da. Raportul, mă scuzați, de 10% populație, 90% suprafață, sunt unele comune care beneficiază de o suprafață foarte mare, dar ele dețin izlazuri, câmpuri nearabile. Ori, dați-mi voie și o populație destul de mică. Dați-mi voie iarăși să fiu rezervat. Nu zic că nu are nevoie acea unitate administrativ-teritorială, comuna respectivă, de bani, de cât mai mulți bani, dar împărțirea la modul propus, ca suprafața să fie prioritară, ni s-a părut că depășește anumite necesități, fapt pentru care am agreat și am acceptat aceeași formulă, care de altfel președintele Consiliului Județean a acceptat-o în primii ani în alianța USL,
Dar acum începe să pară doar un joc politic la premergător, să zic așa, campaniei prezidențiale. De ce spun? Poate merita mai multă dezbatere o astfel de propunere. Merită să schimbăm modul în care se împart banii sau nu? Și mai puțin când are loc ședința? O dezbatere pe acest sens, în acest sens ar trebui să aibă loc cu, eu știu, o perioadă de timp înainte de urgența de a aproba un proiect de genul ăsta. Ori președintele Consiliului Județean de mult n-a mai invitat liderii de grup la discuții pe seama proiectelor pe care își propune să le modifice sau nu. Adică n-au mai intrat în dezbateri publice înainte de a fi exact. De a intra în ședință, în, să fie tocmai votat. De aia vom concretiza la final definiția orgoliului. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum se poate ieși din o astfel de situație? Bine, să ne apropiem de final încet, încet. Mai avem aproximativ 4 minute. Situația, deci, repet, dacă mă refer la formulele care le-am discutat mai devreme, ele funcționează de 12 ani, primarii sunt mulțumiți, au înțeles că nu sunt distribuiți banii după culoarea politică, ci după un algoritm bine gândit și echilibrat. Poate la început, acum 10-12 ani, nu l-a greau, dar l-au înțeles, s-au învățat cu el, s-au obișnuit și îl acceptă. Nu văd de ce l-am modificat. În situația în care anumite elemente se modifică în județul Iași, în comunele județului Iași, sunt convins că o dezbatere pe această împărțire își are necesitatea și sunt convins că vom ajunge și la rezultatul cel mai bun pentru județul Iași. Haideți să vorbim despre aceste orgolii, că până la urmă parcă ele par a fi cele care conduc într-un fel. Cum conduc ele activitatea? Sunt cele care de fapt blochează. Sau se văd din afară, să spunem așa. Aceste orgolii, desfășurări de orgolii ale unor lideri, ele de fapt blochează activitatea administrativă a județului Iași. Și uneori chiar pun în pericol, și îmi permit să spun, pun în pericol cetățeanul județului Iași. Pentru că revenind asupra aspectului și a proiectului de care am discutat, în situația în care astăzi nu exista cvorum la ședința extraordinară convocată de PPDD și PSD, riscam să ajungem într-un blocaj la nivel instituțional al tuturor comunilor din județul Iași. De ce? Spuneam că poate că telespectatorii sau din afară se vede așa, președintele Consiliului Județean acuză tot timpul PSD sau PPDD, majoritatea din Consiliu, de faptul că blochează activitatea Consiliului Județean. Deci demonstrați-mi un blocaj. Vorbim doar de declarații și eu unul îmi permis să spun că nu voi intra niciodată într-un război al declarațiilor. Eu am fost mandatat de un segment de populație să-i reprezint și să-i reprezint cu onoare și încerc pe cât posibil să echilibrez și chiar îmi permis să spun, dându-vă un exemplu, de 24 de ani, Iașul n-a avut aeroport, dar a fost promis de fiecare formațiune politică. Formațiuni politice care sunt și acum în Consiliul Județean. Ori, dați-mi voie să chiar să mă laud că PPDD a adus un echilibru și a fost poate liantul între formațiunile care de 24 de ani n-au reușit să ajungă la un numitor comun și să pună în practică acest proiect. Foarte pe scurt, mai avem puțin timp la dispoziție. Cum vi se pare această ordonanță de urgență care permite aleșilor locali să treacă de la un partid la altul fără să... Am transmis și un comunicat atât mass media cât și un apel făcut la toți aleșii locali, argumentând prin câteva puncte faptul că, și aici dați-mi voie să vă supun atenției doar unul dintre ele, faptul că nu e corect ca formațiuni care n-au participat la ciclul electoral, la actul electoral din 2012, să beneficieze acum de acești traseiști
creându-și niște majorități în diverse consilii județene locale. Cum de altfel, vă dau un alt exemplu... Premierul a declarat că se face dreptate, un pic de dreptate. Nu știu la ce se referă domnul Victor Ponta cu dreptatea. Eu vreau să completez cum, de altfel, traseismul din Parlamentul României, uitați-vă foarte bine că două formațiuni politice nou create dețin grupuri parlamentare mult mai mari decât formațiuni care au participat activ la alegerile de la Parlament. La fel se întâmplă și în situația în care această ordonanță va fi pusă în practică, lucru semnalat de Partidul Poporului Dan Diaconescu, ceea ce ni se pare incorrect ca formațiuni, cum vă spuneam, care nu au participat, să beneficieze de acești traseiști care au beneficiat de votul unor formațiuni politice și de încrederea unei populații stabile. Există ceva ce ați putea face? Până la urmă, sunt partenerii dumneavoastră. Știți cum, din punct de vedere, noi am tras tot felul de semnale de alarme. Noi am și semnalat faptul că din discuțiile care le-am avut cu toți oamenii noștri, nu avem de ce să fim speriați, să zic așa. Dar asta nu înseamnă că, așa cum am mai spus-o și chiar președinta Partidului Poporului Dan Diaconescu în vizită la Iași, noi nu vom fi niciodată în situația de a îngenunchea în fața PSD-ului. Avem un acord politic, discutăm ca parteneri și vrem să fim respectați ca parteneri. Mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru discuția la Vocile Iașiului, vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Alina Ivănoaie. Vă reamintesc că adresa de e-mail a emisiunii noastre, vocileiașiului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă invit să rămâneți alături de Digi24 Iași. Urmează emisiunea Divizia Locală cu colegul Ovidiu Minea.